Bună ziua, stimați telespectatori! Este acel moment al anului când Liga Studenților din cadrul Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică organizează Cupa Poli. Alături de mine este Vereș Cristian, coordonator în cadrul acestui proiect. Bine te-am găsit! Cum merg pregătirile pentru Cupa Poli? Bine v-am găsit! Pregătirile merg foarte bine. Început de vreo 2-3 săptămâni. Avem o echipă care muncește chiar foarte mult. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, dar și sponsorilor noștri. Spune-mi, te rog, câți membri efectiv din cadrul Ligii de la Electrotehnică și Electroenergetică lucrează pentru acest proiect? Suntem 18 membri care lucrăm activ. Pe lângă aceștia s-au alăturat și ceilalți membri. Efectiv am fost cam în jur de 30-40 de persoane care chiar am lucrat pentru acest proiect. Când se va desfășura evenimentul? Suntem în pragul evenimentului, practic de când începe? Este o perioadă de promovare, e adevărat, am început de 2 săptămâni. Noi vom începe efectiv competițiile din data de 11 martie și vor ține până în 24 martie. Pe 10 martie vom avea deschiderea oficială, unde așteptăm pe toată lumea cu mare drag să ia parte. Avem și invitați, pe cum domnul primar, sperăm din toată inima să poată să ajungă, domnul decan, atât și domnul prodecan. Câte sporturi sunt anul ăsta în cadrul competiției? Sunt 11 sporturi, în mare parte cele care au fost și anii trecuți, însă avem unele noi, cum ar fi paintball-ul, care sperăm să fie atracția anului, cum s-ar putea spune, și Dota 2, care a fost update-ul de la Dota 1. Mi le poți enumera pe toate? Bineînțeles, cum se vede și pe afiș, avem de la Scandamer, basket, biliard, fotbal, Dota 2, tenis de masă, darts, FIFA 14, atletism, paintball și not. Sunt reguli mai aparte pentru această competiție la unele sporturi, de exemplu la fotbal. Cum se pot înscrie, câte echipe? Nu avem un termen limită de echipe, regulile sunt cele oficiale. Avem ajutoare de la FRF, avem prieteni care lucrează acolo, vin cu ajutoare de la FRF pentru a susține meciurile. Avem observatori și totul este ideal. 5 plus 1 și nu avem un număr de echipe. Dacă avem 50 de echipe sau 100, le primim pe toate. Cine se poate înscrie în cadrul competiției? Noi am făcut competiția inițial pentru toți elevii și studenții din Timișoara, dar am zis că anul acesta să fie chiar special, să extindem la plan județean. Am mers și prin Lugoj, prin satele de prin jur și toată lumea a fost foarte deschisă la noi. Unde se vor desfășura sporturile? În funcție de sport și de ceea ce au vorbit coordonatorii pentru fiecare, diferite locații. În mare parte cuprindem zonele Politehnicii, baza 1, respectiv baza sportivă numărul 2 și zonele din complex. Au venit studenții zilele acestea să se înscrie, să întrebe la ligă detalii despre competiții? Da, sunt cam 5 studenți, 10 studenți la 3-4 ore apar non-stop. De 2 săptămâni tot așa, împărțim flyere, dăm detalii și toate cele. Mereu au găsit pe cineva și mereu am așteptat cu drag. Aveți premii puse la bătaie? Da, dar însă premiile nu vor fi dezvăluite până în momentul premierii. Anul acesta vor fi cu totul speciale. Va fi ceva nou, foarte diferit de anii trecuți. La nouă ne place să avem întotdeauna ceva în exclusivitate. Nu se poate să ne divulgi măcar un mic secret? Nici măcar unul. Anul acesta totul va fi secret. Va fi o izbucnire de moment. Va fi toată lumea fericită când vor vedea premiile. Ceea ce putem spune e că vor fi și de toate. Cuprindem toată gama de premii care se poate dori. De la cupe și medalii până la cele mai frumoase gânduri. Nu este o limită de vârstă? Sau? Bă, da, vârsta maximă este 25 de ani. Chiar dacă sunt pentru studenți și elevi, studenți mai sunt și oameni în vârstă care vin la a doua, a treia facultate sau așa. Nu putem neapărat să începem clasa a noua, să pun cu unde 30, peste 30 de ani, este deja destul de dificil. Pot participa și fete și băieți? Da, bineînțeles. Îți probe pentru toți, pentru toată lumea. Ok, îți mulțumim și ne vedem la deschidere. Mulțumesc și eu, vă aștept cu mare drag toată lumea.